unde puteam să găsesc o femeie care a plecat de acasă cu 2 milioane de euro? La mall, nu? La să-i mall. Cheltuiască. Păi normal. Spune-mi, te rog, motivul pentru care noi suntem astăzi aici este pentru că am citit în presă cum că domnul Năstase spune că ai plecat cu 2 milioane de euro de acasă. Este adevărat? Nimic adevărat. Absolut nimic. Ce s-a întâmplat? Măi, nici eu nu înțeleg. Asta ar trebui să-l întrebați pe el, de ce a declarat astfel de lucruri. Deci n-ai plecat cu 2 milioane de euro de acasă? Doamne, ferește. Cum să plec cu 2 milioane de euro? Păi da. Mai eram acum aici. Adevărul este că tu ești în București, probabil ești la casa voastră de aici, din București, nu? Da. Așa. Ce s-a întâmplat? De unde a născut această știre? Mă, totul s-a întâmplat atât de rapid încât nici eu nu-mi dau seama ce a fost în capul lui să declare astfel de lucruri. Deci, din câte mi-aduc eu aminte, spre sfârșitul săptămânii trecute, vorbea cu fratele lui, care vrea să-l ducă la niște, nu știu, un spa, undeva pe la Eforie, pe el și pe... Voi erați împreună, da? La da. Constanța sau unde? Pe el și pe șofer. Nu, eram la munte. Ok. Ne-am întors luni. Luni pe zi, seara am plecat către Constanța, el a preferat să doarmă în apartamentul fetițelor în seara de marți, nu, de luni spre marți. Ok. Eu am dormit în apartamentul meu, spre dimineață se știe că stau jos la parter, spre dimineață în jurul orei 9 l-am văzut cu un rucsac în spate, geamul meu era deschis, a trecut prin fața geamului. Bineînțeles că în loc de bună dimineața mi-a spus altceva care m-a deranjat foarte tare. Ce ți-a spus? Ei, nu pot să reproduc, ar fi urât. În stilul lui caracteristic, părea exact. Nervos? Exact. Nu părea nervos, dar m-a jignit oarecum. Cred că după un ora, două, trei, m-a sunat de vreo două ori, nu i-am răspuns, deoarece eram supărată. Am așteptat până seara, crezând că se va întoarce, să venim, să plecăm din nou către București. Nu a venit, eu am plecat singură, deoarece aveam treabă aici. Și nu l-ai anunțat că ai plecat? Că nu i-ai răspuns, nu i-ai dat niciun mesaj, probabil. Să-l anunț. Adică, dar la noi se practica acest lucru. Adică el nu îmi spunea mie când pleacă sau eu eram cea care îi mai spuneam. M-am mai sunat odată, miercuri, parcă să zic. O singură dată. Dar ai încercat să vorbești cu el despre asta? Nu m-am mai sunat. Ar fi putut să mă sune, să-mi spună, dragă Ioana, uite ce se scrie sau nu este nimic adevărat, eu nu am declarat așa ceva. Sau ar fi putut să sune la presă, că de altfel sună dacă e tot timpul, da? Putea să sune, să spună, măi, oameni buni, stați un pic că mi-a acuzat soția că nu este nimic adevărat. Ori el iese după 5 zile să spună acest lucru. Da, într-adevăr, astăzi am văzut o declarație a dânsului în care spune că el n-a declarat că tu ai plecat cu 2 milioane de euro, nu te acuză de asta. Păi da, dar sun după 5 zile, sun imediat, eu așa văd... Deci a lăsat totuși loc să se înțeleagă lucrul ăsta, nu? Asta spui. Da. Dar de ce, Ioana? Eu v-am văzut în urmă cu, cred că câteva săptămâni la un eveniment și știu că am râs și am povestit că erați foarte bine, asta mi-amintesc. Ce s-a întâmplat? Măi, eu cred că Ilie... Sincer, cu asta se hrănește. Cu ce anume? Nu știu, cred că ar fi trebuit să se angajeze și pe la circ. Și că el fără circ nu poate să trăiască. Și știe că nu, mie nu-mi place și încearcă să lovească acolo unde știe că mă doare. Dar nu așa, adică mi se pare prea... s-a părut prea de tot. Stai seama, mi-am simțit viața puțin pusă în pericol, da? Și a trebuit să-mi iau măsuri de precauție, să stea cineva cu mine tot timpul până mai trece o perioadă de timp. Da, știi ce mă întreb eu? De ce a zis că ai plecat cu 2 milioane de euro? Aveați 2 milioane de euro cash? Ferească Dumnezeu, nu. Nu. Mă, probabil că intenția lui a fost de a mă denigra, da? Știe că eu îmi respect foarte mult familia, știe că țin la, nu știu, la... onoarea mea, ca orice om, la... Și știe unde să lovească întotdeauna. Ce motiv? Voi credeți că eu îi dau motive lui?
Ți-a auzit ceva urât la adresa mea vreodată sau făcând ceva? Întotdeauna am încercat să iau apărarea, să-i fiu alături, să-l susțin în tot ceea ce el vrea să facă. I-am dat libertatea de a merge unde vrea, de a face ce vrea. Nu am stat după el. Poate consideră că ți-a dat destul de mult și acum îi pare rău dacă l-ai supărat. Nu știu, încerc să descoper misterul. E posibil să fie, nu știu, și asta o variantă, da? Dar noi hai să ținem cont că totuși am fost soț și soție și dacă a făcut un cadou sau mai multe, au fost făcute de către el, deci nu i le-a cerut nimeni. Și nu eram amanți, totuși eram soț și soție. Așa este. Ai primit calul sau până la urmă l-ai plătit tu? Calul cred că l-am plătit eu. Așa și mașina de care vorbeam, cred că de ziua ta, dacă nu mă înșel. Da, și da. Mașina care a fost oferit cadou de ziua mea. E o schimbare la el în astea 2-3 luni, în ultimele 2-3 luni? Ai da, simțit o schimbare da, la el? Da, de când eu merg la biserică și m-am împărtășit și m-am spovedit și văd anumite lucruri ciudate, sincer. Foarte rebel, foarte ascuns, așa îl percep eu, foarte ascuns. Plecări foarte dese, adică îl văd de două ori pe săptămână sau nu-l văd deloc, știi? Te gândești la o altă femeie? N-am simțit asta niciodată, nu, sincer, nu. El în public are un cu totul și cu totul alt comportament. În momentul în care intră pe ușa casei, este un alt om. Este agresiv? Nu mai contează. În vorbe? Nu mai contează. Nu pot să-l acuz, așa este el. Așa e felul lui, așa e. Te-a agresat vreodată? Atunci, mă refer atunci, cu știrea. Deci e adevărat, nu? Nu doar odată. Serios? Mm-hmm. Și cum ai trecut peste asta? Ce te-a făcut să treci peste agresiune? Măi, eu am mai spus-o și mă repet. Am încercat și am luptat foarte mult. Vă spun sincer că am vrut să am o familie frumoasă alături de el, să fim liniștiți, să ne plimbăm, să, nu știu, să trăim frumos și curat. Asta mi-am dorit eu. Și am evitat foarte multe lucruri pe care voi nu le știți. Îl mai iubești? Mai simți acolo, mai ai sentimente pentru el? Eu nu știu, mă, iubire. Eu îl respect foarte mult, mult, țin foarte mult la el, de ce să vă mint. Am spus-o și mă repet, sunt singurul om de care, nu știu, pe care el se sprijină mai mult, pe umărul căruia el se sprijină. Da? Crezi că mai există șanse să treceți și peste asta și să vă împăcați? La mine când se lasă liniștea, deja e grav. Îmi respect foarte mult copilul și întotdeauna când există cazuri de acest gen, îmi fuge gândul la el. Știi că l-am crescut frumos, e un copil educat, un copil ok. Și știu ce simte el în acele momente.